Pe parcursul celor 3 zile, Zalmi a devenit un punct de atracție și pentru cei mari, dar mai ales pentru cei mici. Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat sub sloganul Street Delivery Meserie și a adunat de-a lungul străzii Verona și în parcul Grădina Icoanei din centrul Bucureștiului, oameni care realizează diverse lucruri punându-și în evidență pasiunea și îndemânarea. În acest context, prezența lui Zalmi a reprezentat un omagiu adus creatorilor săi, paleoartiștii canadieni Brian Cooley și Mary Ann Wilson, pentru pasiunea și talentul de care dau dovadă în reconstituirea creaturilor ce au populat pământul în urmă cu 10 de milioane de ani. În cadrul Street Delivery, blajinul dinozaur Zalmi s-a dovedit și un adevărat ambasador al geoparcului dinozaurilor, dar și al destinației de ecoturism Țara Hațegului Retezat. Cele câteva sute de persoane care au vizitat standul pe parcursul celor 3 zile au fost interesate să afle atât detalii despre dinozaurii pitici unici în lume, cât și informații despre traseele și punctele de vizitare din zonă. Zamolxis robustus este o specie de dinozaur ierbivor aparținând ornitopozilor care a trăit în urmă cu aproximativ 74 de milioane de ani în perioada numită Cretacicul Superior, pe locurile unde astăzi se află Țara Hațegului. Pe atunci, zona era o insulă cu climat tropical unde dinozaurii s-au adaptat unui mediu restrâns și și-au redus în timp dimensiunile, devenind mai mici decât rudele lor de pe continent. Din această cauză, ei sunt denumiți dinozaurii pitici din Transilvania. Alături de balaurul Bondoc și de Magyarosaurus Dacus Zalmi se numără printre vedetele expozițiilor geoparcului realizate de Brian Cooley și Mary Ann Wilson. Cele 3 reproduceri de dinozauri pitici unici în lume fac parte dintr-un proiect mai amplu intitulat Muzeul Dinozaurilor din Transilvania, care la final va cuprinde reproduceri după toate speciile de dinozauri pitici descoperite în zonă.